Aducem veștile la zi. Dimineți împreună. Vă aducem veștile la zi, de această dată veștile vin din partea unui festival mult așteptat și uh, care stă să înceapă, este în pregătire aici la Iași, este vorba de Classics Festival, care va avea loc în perioada 13-19 februarie și care se va desfășura în format hibrid, așadar atât fizic cât și online, reunind peste 40 de personalități internaționale ale muzicii clasice din 14 țări, după cum spuneam aici la Iași. Ce ar fi însă festivalul Classics? De ce este așteptat și ce ne-a adus, să spunem așa, experiența de până acum până ajunge la cea de-a treia ediție? Încercăm să discutăm cu invitata noastră. Mă bucur să o salut alături de noi pe Patricia Butucel, directorul festivalului Classics. Bună dimineața și bun venit la Radio RCSFM Bună dimineața și bine v-am găsit. Anul trecut când am venit aici ultima oară eram în pregătire. Acest studiu minunat și ne, mă bucur foarte mult să mă aflu la ieșit. Da, 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 da foarte, foarte frumos. Felicitări. Uh, am o mică precizare: că la ultimul recensământ al artiștilor am ajuns Așa? la 60 Oho, și mai adăugăm. Uh, mai adăugăm, da, pentru că au venit mai mulți artiști, uh, i-am integrat în, în evenimente, în concerte și inclusiv uh, am um, numărat și artiștii vizuali uh, pe care suntem onorați să i avem și care fac festivalul nostru să fie complet și aici vreau să precizez încă de la prima ediție și să mulțumesc deschiderea Episcopiei Romano Catolice de a găzdui practic a fost primul concert cu cu proiecții într-o catedrală din România și uh, cred că a fost primul impact așa în Iași vis-a-vis -vis de ce a însemnat Classics, a fost primul concert fe al festivalului din, din istoria lui și uh, ne dorim ca. ca acest concert din catedrală să fie um, o tradiție de deschidere a festivalului în care invităm toți oamenii, uh, cu, va fi tot timpul va fi cu intrare liberă, dar și invităm toți oamenii să fie prezenți la, la, la festival. Așa cum spuneai uh, și în acest an uh, ne rezumăm la o ediție hibrid și asta datorită contextului pandemic, uh, ne dorim să respectăm toate reglementările și ca oamenii să fie să fie în siguranță. De aceea um, accesul în, în săl este restricționat la 30% și de aceea ne dorim să putem furniza sau să putem deschide festivalul către publicul larg, astfel încât uh, toate concertele vor fi difuzate live pe paginile de, paginile de social media ale festivalului, precum și ale partenerilor noștri. Inclusiv aici ne vom da, vedea da, cu concertul da. de duminică. De unde a pornit însă ideea unui festival Classics? Uh, Ideea în sine a venit, a venit ca o propunere către mine. Cofondatorul Dragoș Andrei Cantea este un pianist, doctorant din Iași, care este mutat la Oslo. Și care și-a dorit uh, și-a și venit către mine, haideți să, fa hai să facem un festival. Uh, eu mă ocup oricum cu evenimente și cu festivaluri sau evenimente mai mari, evenimente publice în general, uh, iar această idee m-a încântat de la bun început. Mai ales mi-a plăcut foarte mult și uh, am fuzionat uh, și am empatizat cu ideea de a deschide muzica clasică către publicul tânăr, către public, publicul larg, pentru că uh, ce mi-a plăcut așa tot ca o mică metaforă sau uh, analogie drăguță, faptul că uh, muzica clasică o avem încă din copilărie, în desenele animate și poate de multe ori nici măcar nu conștientizăm acest lucru. Și, Tom și Jerry. Tom și Jerry, da, Bugs Bunny și toate, exact. toate desenele clasice. Uh, practic, muzica clasică face parte din viața noastră că chiar dacă multe persoane afirmă, uh, afirmă că poate nu cunosc, poate nu ascultă, nu empatizează, nu rezonează, cuvintele sunt foarte multe mm -hmm. în direcția aceasta, uh, în urma... De, Ascultării unor lucrări sau opere, oamenii au realizat că ei, de fapt, au cultură muzicală, doar că nu realizează acest lucru. Și uh, ne-am bucurat încă de la prima ediție faptul că. Publicul a fost preponderent tânăr și uh, am primit feedback după, după concerte vis-a-vis uh, -vis de faptul că au fost primele concerte la care au fost practic de muzică clasică și le-a plăcut foarte mult și că uh, inclusiv, nu știu, prin vară primea mesaje că au început să meargă la nu știu ce concerte pe la Filarmonică. E foarte important să... Să adaptezi întregul conținut încât să fie accesibil, să fie pe înțelesul tuturor, pentru că um, asta am și făcut cu Classic festival, L am prezentat încât să ne dorim ca oamenii să se îndrăgostească de muzica clasică și să nu mai vadă ca pe ceva ce nu pot atinge sau să, uh, sau că, nu știu, face parte dintr-o lume în care ei nu au acces sau nu au voie să aibă acces. Mm -hmm. Pe lângă concerte, știu că festivalul Classics mai aduce și alte surprize. Într-adevăr, în, în acest an, festivalul crește, se apropie destul de mult de ediția din 2020, pe care am organizat-o fix înainte de să înceapă pandemia și lockdown-ul. Uh, vom avea, par, practic, 8 concerte în 8 uh, locații. Primul concert, o să încep așa cu puțin, cu descrierea programului da, pe scurt, ca să ajung și la activitățile adiacente. Uh, primul concert de deschidere va fi în Catedrala Romano-Catolică, cum am zis mai devreme. Ne dorim să fie. Uh, practic tradiția Clasics Festival de deschidere a festivalului urmând ca următorul concert să fie la, în sala Ari Kwan de la Palatul Culturii vom avea în sala cauterea de la Casa Balș, la Casa de Cultura Studenților, la Biblioteca Centrală Universitară Iași ne întoarcem la Palatul Culturii în foaier, iar sâmbătă, în ultima zi de festival pe 19 februarie Vom avea două concerte la uh, Teatrul Național, uh, două concerte diferite, de precizat că nu ne nu, nu repetăm la nivel de program. Uh, un primul concert va fi la ora 16, iar al doilea la ora uh, 19.30. Uh, în general, toate concertele vor fi la ora 19, uh, excepție făcând, uh, la fel, concertul din catedrală, va fi de la ora 19.30, ca să respectăm și programul liturgic. <sus> da. uh, și anul acesta. Într-adevăr, vom avea noi activități sau um, noi componente ale festivalului, uh, o proiecție de film, o proiecție de film uh, care va fi difuzată pe toată perioada festivalului. Uh, premiera va fi uh, luni de la ora 17. Este un film realizat de Forumul Cultural Austriac despre uh, condi condiția artiștilor pe timp de pandemie. New Together este un film pe care îl așteptăm cu drag să-l să vizionăm. Uh, accesul este pe bază de uh, bilet gratuit. Cei care își doresc să meargă la film, va fi în fiecare seară de la ora 19, uh, la Casa Muzeelor, doar că, cum ziceam mai devreme, vă invităm să vă luați bilete pentru că nu sunt foarte multe, capacitatea este redusă, așa că E bine, să se, scrie e din bine timp. să se scrie din timp, exact. Uh, vom avea un uh, vernisaj urmat de o expoziție pe o perioadă de 30 de zile, tot la uh, Casa Muzeelor, un uh, vernisaj organizat de Centrul Cultural Ceh sau adus cu sprijinul Centrului Cultural Ceh uh, despre ero eroinele nesupusele. Uh, practic, vor fi prezentate atât femei care au făcut uh, istorie din. Uh, din România și precum și din Cehia. Este un proiect la fel drag și de care suntem foarte mândri că l-avem. Ce ne bucură este faptul că inclusiv creștem direcția festivalului de a sprijini artiștii, de a sprijini tineri artiști, de fapt, prin Classics in Art practic vom avea 10 masterclass-uri cu artiștii invitați sau profesori invitați internaționali care vor, vor avea cursuri cu, cu tinerii studenți sau uh, elevi care se înscriu. Uh, ceea ce vreau să precizez și să mulțumesc este faptul că uh, vom avea 26, în total vor fi uh, 54 dacă nu mă înșel la ultimul recensământ, cum ziceam, uh, de artiști care s-au înscris și 26 sunt uh, de, 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 de la nivel național, vin din Timișoara, din Cluj, noi uh, le acoperim uh, practic tot ce înseamnă costurile de transport, cazare, masă diurnă, încât să, să putem să, să, venim în întâmpinarea lor de a intra în contact cu niște personalități sau cu niște ore în general pe care în mod normal n-ar fi, fi uh, ușor, nu le ar fi ușor la, uh, să, să intre. Uh, Proiectul este acesta de clasic sin art și săptămâna viitoare o să venim cu noi vești, este la fel și vreau să mulțumesc um, pe această cale și celor de la în România care ne ajută și ne-au sprijinit inclusiv anul trecut cu burse, uh, burse în bani pentru artiști afectați în pandemie. Au fost anul trecut trei burse a câte 1000 de euro pe care le-am le acordat. În urma unui concurs, uh, celor care s-au uh, uh, înscris, și practic, celor care ne-au uh, arătat cum am fost uh, cum au fost ei afectați pentru că ne-am dorit. Tocmai într-un context în care um, zona culturală a fost foarte afectată, și, uh, din păcate, sprijinul a fost ușor mai mic față de celelalte țări din Europa, după cum bine știm. Um, iar acum fac așa o mică paranteză. Anul trecut, uh, cei uh, artiști invitați care au fost prezenți la Classics ne-au spus că ei n-au cântat de peste un an. Dar cu toate acestea și-au fost super încântați că în sfârșit au un concert și au văzut și oameni în sală și s-a văzut foarte bine și în online în schimb, au primit ajutor constant, încât ei practic să-și continue studiile și să nu se reprofileze, lucru care, din păcate, la noi nu prea se întâmplă. Iar noi, tocmai pentru că ne dorim ca oamenii să-și urmeze calea și destinul și talentul, ne dorim cumva să găsim variantă prin care să putem să-i sprijinim să rămână acolo unde sunt. Mă bucur că am amintit de, de artiști și din acest punct de vedere, pentru că, probabil, dacă am fi vorbit în anul 2020, înainte de pandemie, despre ce înseamnă, pentru artiști să se reunească într-un astfel de festival. Acum, ținând cont de condițiile acestea și de până la o perioadă prin care artiștii au trecut și nu a fost ușor vorba ta, mulți poate chiar au trebuit să se reprofileze, ceea ce este trist, pentru că talentul lor până la urmă ne face bine nouă clar, publicului. Clar. Din acest punct de vedere... Cred este important și pentru noi să prețuim astfel de festivaluri și să participăm la astfel de festivaluri, tocmai uh, marcând, uh, să spunem, uh, tot ceea ce noi credem și uh, faptul că noi îi susținem pe artiștii noștri, care, repet, fac, uh, ne fac nouă bine. Într-adevăr, de aceea am avut în vedere în fiecare an să includem și artiști români, locali, tocmai pentru că okay, este un festival internațional. Suntem fericiți că putem, cu sprijinul partenerilor noștri, să aducem artiști din toată Europa, însă ne dorim totuși și o fuziune și o creștere pe toate direcțiile. Asta însemnând, da, și încurajarea celor, celor locali, a celor care. Practic na, ne bucură zi de zi viața, viața și existența în acest oraș sau în această țară, pentru că sunt și artiști care vin din Cluj, Timișoara și București, să încurajăm să nu se lase și să să-și continue, cum ziceam mai devreme, destinul și soarta și talentul. La ce să ne așteptăm de la aceste concerte? Mă refer în primul rând de la aceste opt concerte de care ai amintit. Cum să ne pregătim? Dacă vrem să participăm, ce va fi acolo? Uh, cred că trebuie doar să ne deschidem așa puțin uh, inima și să lăsăm muzica și întregul eveniment să, să ne cuprindă. Lucru pe care inclusiv noi ca organizatori îl facem absolut de fiecare dată, toate emoțiile și uh, tot stresul care se acumulează înainte, înaintea festivalului și în timpul organizării, de fapt, uh, cumva se termină și ia o altă formă în emoția și în energia care, care festivalul o transmite prin prestația artiștilor și prin tot conceptul în sine. Noi personal și de fapt eu personal sunt, sunt foarte entuziasmată și abia aștept primul concert de la catedrală, după cum ziceam, am mărit iar echipa și la nivel de artiști vizual pe partea de mapping și încercăm să facem de la o ediție la alta să fie o variantă mai bună și mai bine gândită față de ce am făcut. Pe lângă artiști, pe lângă echipă, știu că vă bucurați și de un număr frumos de voluntari care vă ajută să duceți la capăt toate aceste zile și tot acest efort. Într-adevăr, avem anul acesta, ne întoarcem așa puțin, repet, tot spre o formă mai, mai, mai normală, tocmai pentru că, în clipa de față, avem partea de certificat verde, ceea ce ne mai uh, liniștește din punct de vedere al pandemiei. Vom avea peste 50 de voluntari. Avem și multe evenimente și clar că ajutorul lor este, este absolut necesar. Avem peste 50 de voluntari care vor fi prezenți pe tot parcursul festivalului și care ne sunt alături, iar foarte mulți dintre ei ne-au fost alături încă de la prima ediție și uh, sunt absolut încântați. Sunt practic ambasadorii noștri în, în rândul celor tineri. Și uh, da, interesul a fost foarte mare. Selecția nu a fost mai, uh, mai greluță, așa, pentru că au fost mulți care s-au înscris, dar cu toate astea totuși suntem într-o perioadă pandemică și încercăm să facem totul. Uh, hum, conform să sperăm gurii. că să va fi ultima ediție în pandemie. Așa sperăm, să fie cât mai mult, să spunem așa, desfășurat în mod fizic, tocmai pentru că, așa cum spuneai, momentan doar 36 din capacitatea sălilor în care se va desfășura acest festival, practic, poate fi ocupată și asta restricționează, cumva, participarea la, la aceste concerte. Așadar, de ce să participăm? De ce să nu ratăm Classics Festival, ediția treia? pentru că vom avea un mix frumos de artiști dacă în anul trecut sau în anii precedenți fiecare seară era marcată de o anumită țară acum toți artiștii cumva fuzionează între ei și avem un mix de, cum zic, spuneam artiști din Austria, Norvegia Danemarca Germania, Franța cumva colucrând toți împreună, inclusiv din Republica Moldova avem orchestra Tineretul Uh, vor fi mulți artiști și locații inedite, locații care practic n-am um, putea spune că sunt un fel de landmark al iașului. Suntem foarte fericiți că am avut accesul și um, realizăm și ne-au spus foarte, mulți foarte multe persoane și din exterior că uh, suntem norocoși prin uh, diversitatea locațiilor frumoase uh, ale iașului, care practic permite și dă savoare festivalului. Exact. Uh, și invităm oamenii în primul rând să fie în online pentru că din păcate evenimentele fizice sau biletele fizice sau uh, epuizat mai sunt la, la concertele mari de la Casa de Cultură în clipa de față și cele de la Teatrul Național dacă nu mă înșel uh, în schimb, da, invităm toți oamenii să uh, vizioneze alături de noi concertele uh -huh. live, pentru că vor fi cu foarte multe emoții și uh, energii bune care se vor transmite și acasă cu siguranță. Asta cu siguranță și la fel ne dorim și noi uh, să primim toate aceste... Uh, până la urmă să primim talentul pe care toți acești artiști uh, îl pun la bătaie și îl pun la dispoziție pentru noi. Așadar, Classics Festival începe duminică, aceasta se desfășoară până pe data de 19 februarie. Startul va fi la Catedrala Sfânta Veceară Maria Regina din Iași de la ora 19 și 30 de minute duminica aceasta. Noi vă dorim mult succes, încurajăm mulțumim. întreaga echipă, toți artiștii și abia așteptăm să vă urmărim. Mulțumim, mulțumim! Mulțumim mult și Patricei Butucel, directorul Festivalului Classics pentru prezența în emisiune și ne vedem la festival! Împreună ne facem ziua mai frumoasă! merges fm